entering a contaminated area. Leaving contaminated area. Mă joc un pic. Vreau să fac încălzirea pe toate. Dar Cristi, ce faci să joacă? Nu știu, cred că e fiusul. Fiu, sunt sigur. Mai ales dacă nu e pe Discord, se meargă. Tot setez aici, să vedem cum naiba să fac setările, să meargă bine. Să fie și clar, și bine. Da, tot cu livestream. Da, da, da. Attention. Hazard levels normal. Don't just stand there. Merge în 1080, dar totuși nu e clar. Deci zici că e pe 480. Păi ai... ai schimbat setările pe... Au schimbat. Am schimbat și aseară ceva. Output la 1080? M-a schimbat, da. Sunt la 1080 și eu mă uit la 1080. Da, dar totuși nu se vede bine. Deci zici că e parcă nu e pe 1080. Mai bine să
Mai bine ar fi pe 1070, 1280 pe 720 și parcă mai bine se vede. Păi nu o să se vadă niciodată bine, Florin. Întotdeauna se va vedea pătrățos, pentru că tot ce contează este video bitrate-ul ăla. Cu cât bitrate-ul e mai mare, cu atât calitatea va fi mai bună, dar în același timp îți va rupe procesorul în două sau placa video. Dacă faci pe placa video, pe NVEC ăla, calitatea streamului nu va fi niciodată bună. Pentru că placa video nu face ceea ce face procesorul. Procesorul plăci video. Asta este o regulă, la cât am făcut eu research, toată lumea dacă spune dacă vrei calitate, folosești codecul X264. Dar se vede foarte bine. E calitatea streamului acum, pe placa video, este super. Nu are cum să se vadă perfect. Da, dar am văzut la alții se vede extraordinar. Păi da, dar aia mai mult ca sigur foloseau procesor. Hmm. Foloseau codecul X264. Dar se vede foarte bine, adică eu m-aș uita la un stream ca asta, fără mișto. Hmm. Nu știu, mie mi se pare că totuși încă nu se vede corect. Încearcă, nu știu, ai alte jocuri care nu sunt așa de CPU bound. Nu, o să încerc, o să încerc. Un joc, de exemplu, care folosește, nu știu, 5% de procesul și după aia, să dai... pornești stream-ul și după aia încerci. Să te joci cu bitrate-ul, mai mare, până când îți ajunge procesorul aproape de, nu știu, aproape de 100%. Și să compari atunci, să vezi, dar să folosești codecul X264. Da, dar da. Uite și acum când acțiunea e așa, într-adevăr e puțin pătrățos, dar se vede bine, adică nu, pentru mine nu e deranjant. Aoleu, gata, închid că se vede nașpa. Se vede foarte bine pentru un stream. Nu știu, e stream pe internet, nu e stream prin satelit, prin cum fac ăștia la televizor, înțelegi? Ce-am văzut și am văzut și am urmărit și eu aseară, când stau pe locul meu, nu se vede clar, când mă mișcă, spune în spate. Da, 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 păi, important este să nu facă lag stream-ul, știi, să mai facă lag, să nu se miște în frame, la tine se mișcă super, deci... Eu? Nu, în Arad. În Arad, da. Păi și la cine internet? La cine ce? La cine... cine? RDS? La cine internet? Da, la RDS, da. La RDS, da. La RDS. Dar e pe modem, că aici la periferia orașului și n-au fibră optică decât pe strada principală și n-a ajuns la mine și... am viteză mică la net. Și n-ai fibră optică. Da. Chiar și fără fibră optică se vede foarte mișto, adică... Despre când merge cu 2 mega downloadatul sau urcă la 4, la 6, de plin. Bine, este posibil că și eu am căutat aseară, cum zicea Cristi, bă, că mie mi se vede în frame-uri, dar tu ai zis că se vedea mai bine, adică nu era chiar așa de în frame. Nu, că pentru o persoană poate să se vadă bine, pentru cealaltă nu poate să se vadă bine. Se va vedea exact cum spunea Crist. S-a cadat și așa, știi. Contează foarte mult și providerul de internet. Deși el tot la RDS este. Și am fibră optică. Da, da. Upload și download de... 100 de mega. Nu ca mine cu niște mega acolo. Gigabit pe secundă. Eu descarc Division-ul în 6 minute.
Ne trebuie 2 ore să le instalez. De pe CPU. Păi, nu l-ai activat pe Uplay? Ba da, l-am activat. Dar dacă intru și a desactivat, automat se descarcă, știi? Și nu mai considerăm că atunci se descarcă și până se descarcă. Alta ta nu trebuie la dată, da? Că și viteza oscilează, este când merge cu 2-3 mega, este când merge cu 6-7-8, știi? Depinde. Setările după cum spune YouTube, dacă nu las fac stream la 1080 FPS-ul, pune bitrate între 4500 și 9000 de kilometri și aici eu pot să fac față. Upload-ul e de 70 de megabytes pe secundă. Keyframe intercourse recommended Lau here. I just heard about Ramos, Captain. Glad we reached him in time. Thanks for that. My people are getting into position to breach the hull. Agent, you're going to want to unlock the maintenance access. The building blueprints show a security control room down in the basement. You are now entering a safe area. Da, taxează bine, pentru că chiar observ. Deci ăsta folosește, nu știu ce chestii folosește, dar... Suge bine. Și n-are nu știu ce să știu, are grafică într-adevăr, chiar are grafică bună. Poți să citești de pe fiecare hârtiuță care e afișată pe ăsta, dar... Am jucat jocuri, poate care arăta mult mai bine și... Nu foloseau ăsta, dar depinde și care le folosești, eu nu pot să folosesc toate ele. Additional hostiles embedded. Și un quad-core e cam limitat, că iar quad-core cu hyper-thread. Warning. Incoming hostiles detected. Deși ăsta, stream-ul e, taxează maxim. So far, so good. My strike squads are moving in. They'll breach the main hull on your signal. Dar, întotdeauna, varianta e placa video, știi? Mm-hmm. Și, da, e placa. Mai ales că e în garanție, așa că... Merge bine, ai văzut că se... Deci se vede bine, fără miște. Da, acum, azi viața, mai am dat un pic la setări acolo, mai dat ceva, nu știu, de la... High la Ultra și nu știu ce mai dat acolo, mai dat ceva mai mare, un pic. De azi, ca să zicem, să vedem. Și așa de fapt misiunile zilnice. Fine, kid. With the leader dead, the rest are gonna scatter. I don't think we're quite done with them yet, but at least now we can get these JTF folks back on the job. Oh yeah. I need my people alive and out there fighting the good fight. God knows we can't afford to lose any more personnel. I owe you, Agent. Hell of a job. Dacă n-a căzut
nomadul ăsta să moară. Picking up the signal from a first wave agent's train. Located in the main building of the New York Police. We're picking up a signal from inside the academy. Shade Tech. First wave agent signal ID. And it's still broadcasting. Warning. Hostiles incoming. Be on site. Sounds fishy. See if you can find that missing agent, but be careful. There's no way this isn't a setup. Readings indicate this area is safe. Warning, now leaving the safe area. We got company. Sound the alarm.
Heads up, Agent. You've got an echo in your vicinity. So I gave you a chance to work with me, and you decided you were gonna turn me in. For God's sake, you don't have to do this. You need help. You've gone crazy. You were back talking to the guy with the gun. I'd say... This can't be right. The video's showing Division agents going rogue, killing each other. That's not... No. Just... No. Okay, let's just focus on the job. It looks like the shade tech used to create that echo has been hacked. I can't get a read on the agent's identity. If there's a security room near you, we might have a shot at IDing them, if I can upload the surveillance footage and they didn't wipe it. Downloading archive security data. Look sharp. You're not alone anymore. Download complete. Begin upload. I'm reading first wave agents near you, but they're not responding to my hails. I don't like it. On my mark. Clear. Weapons free. Go, go, go! Confirm. Upload complete. Dar ce faceți? Salut, salut! Cristi, uite-te la stream acum! Ai bani! Ia vezi, se mai mișcă așa. Dacă se mai mișcă așa, să știi că e de la tine, nu e de la mine. Uite, ai, tati, ai bani! Hai! Dacă se mișcă în frame-uri, închide Wi-Fi-ul pe telefon, uite-te pe telefon. Și intră pe 4G. Da. Stai că deocamdată nu faci nimic. Ba da, sunt doar live stream. Nu e bine. Ești în live. 10 minute. Ce? Hai, băgăm-i-și. Ce mâncăm? Da, altceva teală, la mate. Uite, îmi place așa. Captain Benitez requesting immediate support at the Lincoln Tunnel checkpoint. These assholes are storming a blockade. If they blow the floodgates, they could put this whole thing underwater. Bă, mie tot așa îmi face. Deci e posibil să fie de la internetul tău. Intră pe 4G, dar. Cred că n-am telefon, mă uitam pe calculatorul. Deci am folosit setările recomandate de YouTube. Și eu mă uit la stream-ul meu pe 4G, de pe alt canal, de pe alt cont de YouTube și pe YouTube. Deci pe 1080 nu merge, ca lumea. Pe 720 merge. E, hai, de la tine.
din cauza internetului, fără gătire. Dar nu are cum, că am fibră optică și mi-am schimbat și pe abonament. Aseară, am și eu mă uit la 1080 și zic, nu-i ca și mașini pe rețeaua mea, zic că băi, merge bine. Uite, sunt pe 4G, da? Poate la Digi. Și mă uit la 1080 și ai de FPS și se mișcă. Da, 1080, 720 FPS. Ora e beta. 720 FPS, nu? Asta, 60 FPS. Da. Asta nu știu. Asta nu e tu, ora e tamă. At băiat. Altor. Altor băiat. Nu, nu, că o să ies din el, bă, tata. Nu iese. Dar eu... Eu mă joc. Serios. E, nu. Hai, hai să mâncăm. Hai, că reviți, vreau. Captain Benitez, this is Fei Lau. We are division agents, and we have eliminated the threat to the perimeter. I'm patching you into our comms so you can direct support to where we're needed. That's good news, but we still got plenty of bad. Plenty și la mine se vede. We made it through when they're planting explosives on the tunnel floodgate. Mai potrățos așa, chiar dacă sunt pe... If those bombs go off, you know which one we're gonna get. Se vede clar când mișc camera asta, mi-a treapt așa repede. Da, da, da. Interesant că stă pe loc, se dă de perfect. Da, 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 e, e video bitrate-ul ăla, știi? Dacă ar fi fost bitrate-ul mai mare, probabil trebuie să ar fi. Da, următorul pas o să urcă la puțin mai sus, mai la 3500. Și da. Nu lucrează procesorul tare, deci chiar ca să vedem cum lucrează procesorul. Warning. Hostiles inbound on your position. 16-20% urcă. Deci am locul să-i mai duc. Nu ca a fost folosul, dacă tot a dat nuclear, nu? Da. Alert. Hostiles are headed this way. Ca la stream? Spune? Chiar un pic, da. Spune cum se vede la stream la 1080. Și
dacă merge rău, schimbă cum a schimbat Cristi rezoluția. Un pic era, un pic era când agăța. Deci când era avea așa frame-ul ăla. Un pic de unde știi? Da, încearcă să treci la 720 în spate. Damn it, that was too close. They don't care who they kill to get what they want. Come on up, and I'll meet you in the control center. Glad to meet you, whoever you are. Hope we can count on you and yours this time because we got a hell of a fight ahead of us. Listen up. We got good news, we got bad news. Looks like we got division agents for backup, but these guys out there, they just want to... Firearms. Agent, your playmates have a sniper position ahead. Keep your eyes open. Joc. Ah! Eu sunt în joc, mai am misiunea asta de fapt, să fac pe zi mici ăștia. Am făcut și una și mi-a dat... Și am intrat cu un grup, știi, ca să văd dacă cumva ai grup, ne poate mai suge mai mult, să vedem, face cât gust. The threat has been eliminated. I thank you, my guys thank you, and the people of New York fucking thank you. I'm on my way back to the base with an escort. Let's talk when you get there. Good job, Agent. If they'd blown those floodgates, we would have lost a major supply line. Now Benitez can get back to the security wing. See you back here. Alert. An agent is leaving the team.
a safe area.